Traian Băsescu, o fostă figură proeminentă a politicii românești, a intrat în ultima vreme în centrul atenției pentru beneficiile sale financiare și materiale. De la pensia sa până la averea sa, fostul președinte a stârnit interes și curiozitate în rândul publicului. Dar cât valorează această figură politică pensionată și ce primește în anii săi de aur? Intrați alături de noi pentru a pătrunde în detalii despre situația financiară a lui Traian Băsescu. Traian Băsescu, fost de două ori președinte al României, s-a pensionat cu o pensie de 2.980 de lei, în calitate de capitan de vas, fost ministru, fost primar general și fost președinte. Ca fost președinte, el primește o indemnizație lunară de 75%, în valoare de 202.176 de lei pe an. În 2020, a câștigat 202.000 de lei, la care se adaugă o indemnizație de europarlamentar de 83.931 de euro și o pensie de 69.000 de lei. De asemenea, el a primit mai multe bonuri valorice din titlurile de stat pe care le deține, printre care unul în valoare de 6.345 de dolari americani, iar altul de 9.000 de lei obținut dintr-un titlu de stat tezaur. Fostul președinte deține acțiuni la Romgaz, în valoare de 82.838,80 de lei, din care a primit dividende de 4.509,28 de lei în 2020. În ciuda pierderii beneficiilor financiare și materiale, precum și a securității SPP, Băsescu își va păstra pensia de la Casa Națională de Pensii, care se ridică la 69.920 de lei pe an. În anul fiscal iunie 2020-iunie 2021, el a câștigat 1.527.220 de lei, ceea ce înseamnă 127.268,3 lei pe lună. Fostul șef de stat mai deține două autoturisme, o Dacia Duster din 2010 și un Ford Max din 2012, și are un cont la BCR, în valoare de 126.669, și alte patru conturi în euro, 3 la BCR, în valoare de 120.306,65 euro, 453 euro și 355,31 euro. De asemenea, are un cont la In Bruxelles în valoare de 18.500 de euro, precum și un cont în dolari americani în valoare de 13.845, plus bijuterii în valoare de 28.000 de euro, ceasuri în valoare de 52.000 de euro și tablouri în valoare de 19.000 de euro. Într-un interviu, Traian Băsescu a declarat că este un bunic fericit, bucurându-se de pensie și petrecând timp cu familia sa. De asemenea, el a dezvăluit că nu și-a împovărat niciodată soția cu probleme politice și că în casa sa nu se aud discuții politice. La 23 martie 2022, Înalta Curte de Casație și Justiție a menținut o hotărâre definitivă prin care Traian Băsescu a fost declarat colaborator al securității. În concluzie, situația financiară a lui Traian Băsescu este un subiect complex și intrigant, cu multiple surse de venituri și bunuri. În ciuda pierderii unor beneficii, fostul președinte rămâne o persoană înstărită, cu o pensie confortabilă și cu mijloacele necesare pentru a se bucura de ea. Fie că este vorba de pensie, de alocații sau de investiții, fostul șef de stat continuă să ducă o viață stabilă și sigură din punct de vedere financiar. În momentul în care încheiem acest articol, este clar că situația financiară a lui Traian Băsescu este un subiect fascinant care continuă să stârnească interes și discuții.